Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! În episodul de astăzi vreau să vă povestesc despre rutina mea zilnică de îngrijire a părului și despre balayaj. Să începem! V-am promis că o să vă povestesc despre cea mai nouă și cea mai celebră tehnică de vopsire a părului balayaj. Însă, înainte de asta, aș vrea să vă povestesc un pic și despre rutina mea zilnică de îngrijire a părului. De când mă cunosc, întotdeauna mi-am dorit un păr lung, bogat și, cel mai important, sănătos. De aceea, de-a lungul timpului, am evitat să-l vopsesc și căutam diferite tratamente prin care pot să-l mențin cât mai sănătos posibil. Nu am nu știu ce secrete miraculoase pentru îngrijirea părului meu, însă pot să vă dau câteva sfaturi. De exemplu, eu îmi spăl părul cam de 2 ori pe săptămână și la fiecare spălare, orice s-ar întâmpla, eu folosesc masca de păr. Deci folosesc șamponul și masca de păr. Aplic masca pe părul spălat cu șamponul și o țin cam 10 minute, după care îmi clătesc părul. Șamponul și masca pe care eu le folosesc sunt profesionale de la Vela și eu o să vă las linkurile către ele jos sub video în descriere. Încă un sfat pentru voi este să vă tăiați vârfurile odată în 2 luni. Este foarte important să faceți acest lucru dacă vreți un păr lung și sănătos. Nu trebuie să tăiați mult, doar un pic. Și acum să vă zic cum puteți să vă dați seama că a venit momentul să mergeți să vă tăiați din vârfuri. Luați un piaptăn și treceți cu el prin păr. Dacă simțiți că piaptul vostru s-a agățat undeva aici jos la vârfuri și nu mai trece, înseamnă că a venit momentul să mergeți la stilistul vostru. Al treilea sfat pentru voi este să folosiți cât mai puțin posibil placa sau ondulatorul. Însă dacă sunteți în situația mea și aveți destul de des tot felul de evenimente sau shooting-uri și aveți nevoie de placa sau ondulatorul, eu vă sfătuiesc să folosiți protecție termică. Eu am aceasta de la Moroccan Oil. Și acum că am povestit mici secrete din rutina mea de îngrijire a părului, vreau să vă povestesc un pic și despre schimbarea pe care am făcut-o recent cu părul meu. Da, în sfârșit m-am vopsit, dar cu o metodă mai puțin dăunătoare. Este vorba despre balayaj. Să știți că mi-a fost foarte frică în momentul în care m-am programat la salon, dar mi-am luat inima în dinți și la 9:30 dimineața am ajuns la salonul Headline Romania din Cluj-Napoca. Another day without her here. The leaves fill with his absence. Around me everything is end and nothing left of me. Cea mai apreciată metodă de vopsire a părului la ora actuală, pentru că stiliștii pot crea șuvițe cu un aspect foarte natural, iar impresia generală este că părul a fost doar puțin decolorat de soare. It's a new time, it's a new day, for the feeling divine, feeling divine, ooh, feeling divine, feeling divine. Vreau să vă zic că îmi place extrem de mult cum îmi arată părul acum și nu regret nicio secundă că am decis să mi-l vopsesc. Vreau să mulțumesc din suflet stiliștilor de salonul Headline România din Cluj-Napoca pentru toată răbdarea pe care a avut-o cu mine și pentru munca lor extraordinară. Și acum să vă zic despre avantajele balayajului și de ce am ales această tehnică de vopsire a părului. În primul rând, este una dintre cele mai simple și mai puțin dăunătoare tehnici de vopsire a părului. Este perfectă pentru persoanele care nu vor schimbări majore, cum sunt eu, de exemplu. Și prin această tehnică, părul capătă vizual mult mai mult volum. Întrucât aspectul părului este foarte natural, nu necesită vopsire la un interval regulat de timp, ceea ce înseamnă mai puține vizite la salon. Încă un avantaj despre care mi-au povestit băieții de la salon este faptul că în orice moment pot folosi un nuanțator, care este un fel de șampon care poate colora șuvițele mele deschise în orice culoare doresc eu. Acest nuanțator nu este dăunător părului și se duce după câteva spălări. Practic, de acum încolo pot să mă joc cu părul meu cum doresc eu. Dragile mele, acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și ați aflat lucruri noi. Nu uitați că mă puteți urmări și pe pagina mea de Facebook, Cristina Zavarski, pe contul meu de Instagram, dar și pe Snapchat. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că și astăzi ați fost alături de mine și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like ca să știu că v-a plăcut și scrieți-mi, vă rog, în comentariu ce părere aveți despre balayaj și dacă vă place cum îmi arată părul acum. Vă mulțumesc, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pe curând! Pa, pa! Have to say, it's a new hour, it's a new time, it's a new day for feeling the life. It's a new hour, it's a new time, it's a new